Ce este discursul sexist în alegeri? Discursul sexist este o formă de comportament violent folosit adesea în timpul campaniilor electorale pentru a defăima un candidat sau o candidată prin umilirea persoanei sau prin promovarea ideii de inferioritate pe bază de gen. Sexismul, discursul sexist, afectează mult mai multe femei decât bărbați ce candidează. Sexul persoanei care candidează nu are legătură cu competențele profesionale și gradul său de integritate. Discursul sexist dezbină, subminează democrația, provoacă ostilitate și demoralizare și poate descuraja candidați buni. Nu tolerez discursul sexist. Îl raportez.